punem varza la murat pentru pânduc. Asta se numește cadă. Deci cu toiul ăsta mare așa, la noi la Mileșeu se spune cadă. Cadă de lemn, făcută din lemn de brad. Aici în cap vreo 3-4 tone de varză verde. Cea mai bună perioadă este după Sfânta Marie, august spre septembrie. De acum deja este, începe să fie frig și mai greu să murează. Asta da. La, în zona noastră, dar la munte e de noiembrie. Da, și după aia vine la piață și spune, vai, dar varza mea e și tare. Puneți varza la soare. Varza vrea soare să se mureze afară, să aibă aer și soare. Cu cotorul în sus. Ca să se mureze. Da, că ea când se așează, când se așează. Aducem slatina de la cacica, combinăm cu apă și... Și apa contează mult. Apă de... De zvor, așa, fiți de fântâni, față de aia ce luați noastră din robinet. Se murează, că foarte bine se murează. La cantitate mare, varza iese superbă. După ce se murează din butoiul ăsta mare, din cadă, scoatem în bidoane. Pe vremuri erau în butoaie de lemn, dar acum mai puțin butoaiele de lemn nu se pot manevra așa de ușor la transport. Și au ieșit bidoanele astea de plastic, punem în bidoanele astea de plastic și apoi în recipiente mai mici butoaie tot de plastic la piață. Manevrăm la piață. Câștigul poate este mai bine dacă o vindem ca produs finit murată, pentru că așa verde este ieftină. Asta este produsul finit. Murat. Gata, murat. Am trecut din cadă asta. Ia uitați aici. Varza asta merge la piață la Vico. Foaie subțire, ia uitați cum a ieșit. Galbenă, foaia subțire. Și mâine vindem la piață. Ia uitați ce a ieșit aici. Din butoiul mare punem în bidoanele astea mai mici, pentru că astea sunt mai ușor de manevrat la piață. Aici doar pentru transport și pentru vânzare la piață, că e greu butoi de lemn acum. Înainte toată lumea făcea cu butoaie de lemn, dar acum deja nu mai sunt. Da, da, da. Acoperim cu frunze pentru că schimbă culoarea și dacă să stric culoarea, frunzele o să țină. Și pregătim, se cheamă la noi, varză tocată verde. Acum noul gelou este electric și este foarte la fel cum a ieșit și pe gelou. Am și gelou, folosesc și gelou, dar acum facem verzele cu noua metodă, mașina pe curent. O curățăm bine, bine. Petru, tu aduci și morcov. Scoatem cotorul.
Așa, e foarte frumoasă asta, o să iasă foarte, foarte bun. Verzele, toată lumea în Bucovina consumă verze. Nu da. Pleacă nimeni din Bucovina fără verze, da. Brânză și vază pentru sarmale. Uite, și pregătim pentru verzi. Așa, și pe el spălăm. Multe condimente pentru că gusturile sunt diferite și nu vreau să combin condimente pentru a face decât doar gustul de la varză. Așezăm bine, bine, așezăm bine, 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 să aibă și clientul varză, dar să fie și să mulțumim de câtă cantitate are. Aici am pregătit, aici am pus 3 cândi de saramură și 12 cândi de apă. Slatina de la cacica și cu apă. Bine, cu mântarea noastră de la Dumnezeu. Da. Deci asta-i sare. Într-o săptămână îți gata. Și gata murat. Ia uitați. Vă invit să gustați verzele de la Milișăuți. Pentru, cred că miroase a foi de dafin foarte frumos. Deci ea are sare și rezistă varza 36 de luni. Da, dacă nu o consumați, 36 de luni stai. Aici am pus într-un bidon mare și pe urmă pun în bidonașele cele mici. Eu, de exemplu, desfac marfa mea la Vicov la piață și după alte pieți, lumea merge la Rădăuți, piață bună de desfacere. Bacău, București, Constanța, foarte multă varză schimb de la Constanța. Așa. Da.